Problemele din agricultură au fost discutate joi 4 iunie în cadrul vizitei de lucru a Ministrului Agriculturii în raionul Glodeni. Agenții economici prezenți la eveniment conștientizează că agricultura este ramura principală în economia raionului, dar problemele care sunt astăzi le depășesc și le creează impedimente în dezvoltarea micilor afaceri. Seceta, lipsa irigării, nerespectarea asolamentului, probleme din cadrul asigurărilor, lipsa sectorului zootehnic, impozitul unic în agricultură sunt doar unele probleme din cele discutate. Să nu fie voluntarism în privința interzicerii exportului producției agricole. Să nu fie voluntarism, repet încă o dată. Voluntarismul ăsta bate în noi. Că noi avem niște contracte de lungă durată. Dacă nu am eu partener, el are 7 ani, 5 ani. Și azi eu interzic cu grâul, interzic răsărita, interzic soia. Ce facem noi? Cine poartă consecințe și amenzi? Cine nu mă prin judecat? Și aici vin cu ideea. Da, oameni buni, statul are nevoie și noi suntem datori să garantăm securitatea alimentară. Ce trebuie să facem? Eliberați o politică, o strategie clară în privința rezervelor de stat. Clară ca bună ziua! Eu nu știu la nivel de minister care sunt strategiile, dar fără zootehnie, agricultură nu ne-o face. Asta e clar. Nu știu, niște parteneriate publice, private, sunt 700 de localități. Așa care 700 de ferme, de 100 de vaci, sunt deja 70.000 de vaci. Dar implică și oameni care au lucrat, 20 de oameni, știți că e bără o fermă. După asta s-ar trebui și niște, ar veni ceva cu idei să facă niște ateliere de brânzeturi. Și am găsit carne noastră, nu trebuie să o mâncăm pe cei din Argentina. Deci, problema inexistenții, cum zicem așa, a sectorului zootehnic, e să spui în cuvântul când, într-adevăr, sorurile noastre au se degradeze și, într-un final, o să rămâie stepul să facem din Moldova. Apa prutului rezervația costești, în unde se acumulează o cantitate foarte multă de apă, eu nu sunt specialist, nu știu când, cum, apa pe prutul de la mine, de la câmpă, se 200 de metri. Și eu n-am posibilitatea și n-am acces acolo ca să fac irigare. Asta e întrebare. Întrebarea asta se rezolvă. Noi suntem oameni simpli. Noi vorbim în teritoriu acolo cu agenții economici. Că să pui o trubă acolo cu un rubinet, fără de lumină, fără de nimic, să ne dea apă prin lunga prutului, și tot în prut se duce. Unii azi, toți locuitorii lunga prutului n-au unde adapa vacile care mai sunt, animalele care mai sunt acolo. E simplu. Agricultorii s-au plâns și de faptul că, deși cresc producție ecologică, nu o pot realiza în instituțiile de învățământ. În instituțiile de școlare să facem producție ecologică. Da? Toți cresc. Eu își cresc grafoacă, curceacă, morcă și așa mai departe, setură, roșii, tot ce necesc instituțiile de școlare. Și mi s-a spus așa, nu că sunt căruși, dar pentru că el duce mai ieftin și da, hai să ne gândim, noi acum discutăm de toate, dar de generația care vine de urmă, să fie sănătoasă, să nu dăm voie ceea ce, da, el poți o cumpere, eu stătând la rând să propun cartofi de la România, semința, unul spune că aici au scoat 40 de tonă de cartofi, dar cum e posibil? El a zis că eu știu că el dă o tonă de selită la hectar și scoat. Și mâncăm, și dacă el scoate 40 de tonă, are de unde el lăsa prețul mai jos, și acest intermediar care cumpără, vinde, numai el câștigă că are bine la ieșire. Dar noi nu putem permite, chiar și să dau tendru sau câștig, pentru că e costă, că tot așa e să o crești ecologic. Și cât muncă și nu poți da prietul ăla. Trebuie să ne gândim și la eu, bun, e costă. Că sunt în Moldova 38.000 de hectare, dacă nu înțeles ecologici. Deja. Certificat ecologic. Certificat, statul nou, plătește, de subvenție.
se gândească și la cealaltă. Autoritățile locale consideră că propunerile pot fi soluționate doar în cazul conjugării eforturilor comune a autorităților. Situația fabricii de zahăr Glodeni, dar și lipsa pieductului, sunt marile probleme la care autoritățile nu găsesc soluții. Noi pregătim acum un document, ne adresăm cât Comisia Parlamentară de Specialitate, cât șeful Comisiei, domnul Radu Mândreac, cu o scrisoare. Eu vă îndemn ca dumneavoastră să fiți în continuare receptiv, ca să ne întrunim, să spunem voi cu dumneavoastră, cu axacale agriculturii sau procesul de agricultură în raionul Glodeni, ca să punem pe foaie acele probleme care necesită a fi reglementate din punct de vedere juridic, deoarece noi de fiecare dată când ajungi la problema agriculturii, discutăm despre problema cei și țării de arenda în agricultură, a existat o lege privind arenda în agricultură, a fost deja abrogată, este prevedere în codul civil, dar după toate problemele care le avem, noi acum domnul s-a constatat că este insuficient această prevedere legală și este necesar ca să venim cu noi modificări. Da, noi am avut aceste ploi, situația s-a redresat, dar noi vom avea oricum pierderi mari în agricultură. Dar trebuie să fim pregătiți, că astfel de situații vor fi la 2-3 ani de zi. Noi trebuie să fim pregătiți cu noi tehnologii de păstrare a umidității în sol, cu redresarea situației în fondul silvic, cu restabilirea fâșiilor forestiere, cu restabilirea laturilor de acumulare a digurilor, cu noile tehnologii pentru acumulări de apă. Atunci când plouă, noi știm să le acumulăm. În țările normale se acumulează până și apa din oraș. Apa din oraș se acumulează și după aia se irigă câmpurile. Autoritățile centrale și-au ratat deschiderea pentru o cooperare productivă și au promis intervenție în unele din probleme.